Avem imagini exclusive din vila de sute de mii de euro a celei mai noi bogătașe din showbiz. Și-a făcut averea prin forțe proprii și trăiește ca o regină. Doar bijuteriile din seif valorează cât un duplex. Am zis că locuiești singură, nu locuiești. Pentru tine. Da, nu ne tași. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we are right. Hey Lani, I got you. Mergem în camera pe care o folosim. Ce
ce ar trebui să lipsească din garderoba unei femei? Ce n-ar trebui să lipsească? Un pantalon clasic. Nu, ne mai uităm. Da, un pantof stiletto. Un sacou care merge la foarte multe ținute. O rochie de cocktail, 3/4 neagră, care la fel te scoate din multe situații, și o rochie de seară. Eu efectiv fiecare lucru pe care mi l-am cumpărat, mi l-am cumpărat depunând efort pentru el și depun în continuare. Și sunt perioade grele în care nu dorm, mă gândesc, fac planuri. Unele planuri ies, unele nu ies. O luăm de la capăt. Credeți că o las? Urcăm și următorul nivel. Și intrăm și în... Încă un dormitor, da. La fel e aceea structură care e etajul întâi, două camere și o baie, mm-hmm, pe care urmează eu să le amenajez. Deocamdată un dormitor de musafir unde poți veni tu, Mădălina, să dormi. Mulțumesc. Când dorești. Numai mulțumesc că vei avea o colegă de apartament, cățelușa mea Chihuahua. Ce frumoasă e! Încă o dată spun, Cică, trebuie să mai amenajești, ce trebuie să mai amenajești? Trebuie, dar multe niște pereții sunt goi, aici doar niște mobile. Se poartă foarte mult albul. Da, parcă e prea, mai vreau eu niște lucruri și ți le voi arăta când vor fi.